să vină să ne repare mașinile măcar. Plătim taxe și impozite ca la oraș plătiți. Am fost peste primar să stau și eu de vorbă cu el și mi-a dat cu prima, a scos cumva de bani. Are alte priorități. Dar când a fost să-l votăm, a venit aici pe noi. Votați-mă că... Coșmarul severinenilor din Schela nu se sfârșește niciodată. De fapt, oamenii nici nu mai știu când e mai rău. Vara, atunci când aerul devine irespirabil din cauza prafului, sau iarna, când străzile sunt inundate, iar noroiul pune stăpânire pe viața lor. Verile sunt de coșmar în cartierul severinean Schela. Aici praful le pune în pericol sănătatea locuitorilor. Gropile, vedeți dumneavoastră, dacă vă duceți până în capul ăla al străzii, sunt 100, nu, e puțin 100 de gropi, pe cuvântul meu. Oamenilor li s-a promis în nenumărate rânduri că mare asfaltare va ajunge și la Schela. De mai bine de 40 de ani, drumurile de aici nu au mai fost modernizate. Dacă primarul vie să-l facă, banii ia, așa mă auzi, că ia banii la Uniunea Europeană să facă asfaltul. Dacă nu vrea să-l fac. Au tupeu, aș putea să spun, că există tupeu din partea tuturor partidelor politice să vină în campania electorală să mintă oamenii în modul cel mai josnic posibil. Vreau să vă spun că aici nu s-a făcut exact cum spunea celălalt vecin al meu, nu a venit nici măcar să bage primăvara și toamna câte un grede. Severinenii care locuiesc în cartierul Schela Nouă mai au de așteptat până să vadă asfaltul pe străzi. În programul de modernizare sunt incluse și drumurile din cartierul lor, însă deocamdată n-au văzut utilajele îndreptându-se spre ei.